De ultimă oră a apărut prima reacție a premierului Mihai Tudose după uciderea polițistului din gară. Polițiștii vor patrula numai câte patru de acum înainte, a anunțat Mihai Tudose. Acesta a transmis condolențe familiei agentului ucis și spune că a discutat deja cu ministrul de interne despre acest caz. Cazul polițistului ucis la Suceava. Asta spun și colegii, și sindicaliștii, da, și superiorii. Că am vorbit și cu sindicatele, am vorbit și cu doamna ministru. Trebuie să evităm, fiindcă, într-adevăr, gradul de periculositate al acelei munci de a patrula de unul singur este înfiorător. Da? Și nu patrulează în locurile liniștite, patrulează tocmai acolo unde este potențial negativ. Da? Patrulele nu vor mai fi niciodată formate dintr-un singur om. Să patruleze unul singur. Își pune viața în pericol absolut gratuit. O măsură extrem de clară arătată de Mihai Tudose, premierul României. Colega mea, Andreea Dumitrache, a discutat cu premierul despre subiectele momentului. Andreea, bun găsit! Este așadar, pe de-o parte, această declarație, nu vor mai fi patrule decât de patru, e o măsură care trebuie să vedem cum va putea fi implementată. De asemenea, a vorbit Mihai Tudose și despre angajările la stat, cele care ar crea probleme în zona Ministerului de Interne, dar și în sănătate. Explică-ne, te rog! Bun găsit! Exact asta a încercat să clarifice premierul Mihai Tudose astăzi, legat de această opare a angajărilor în sistemul de stat. Și spunea că acolo unde va fi nevoie se vor face în continuare angajări, însă angajările se fac pe baza unui memorandum aprobat în ședințele de guvern și în urma unor analize serioase, pentru că asta vor să facă cei din executiv, să elimine surplusul de angajați acolo unde este nevoie, iar în zonele în care sunt angajați prea puțini, să se încerce repararea acestui lucru. Și vorbea chiar de cele trei ramuri, de sănătate, educație și de administrație. Acum, de poliție, spunea că a avut discuții cu ministrul de interne, Carmen Dan, și vor încerca să rezolve această problemă după ce am văzut cazul de la Suceava. Se caută formule așa încât polițiștii să nu mai patruleze, să nu mai fie cazuri în care un singur polițist patrulează, mai ales că sunt momente în care este foarte periculos. Se încearcă găsirea unei soluții pentru a asigura patrulele formate din cel puțin patru polițiști. Vom vedea ce va însemna acest lucru și ce răspuns îi va da și ministrul Carmen Dan, pentru că spunea că așteaptă un astfel de raport. Și mai vorbea Mihai Tudose astăzi despre situația vaccinurilor. Știm că săptămâna trecută a avut o ieșire și o atenționare față de un secretar de stat din Ministerul Sănătății și l-a atenționat și pe ministrul Florian Bodog, pentru că deși acesta spunea că vaccinurile au ajuns în toată țara, sunt multe județe în care nu există vaccinurile de bază și au fost din nou cazuri de decese din cauza rujeolei. Însă Mihai Tudose a spus că așteaptă un raport clar, că nu vorbește acum de o remaniere, de o demitere a lui Bodog de la minister, că așteaptă să vadă exact rezultatul, de ce nu au ajuns acele vaccinuri unde era nevoie, la medicii de familie, sau vorbim de părinți care au refuzat să-și vaccineze copiii. A anunțat și o campanie în acest sens Mihai Tudose, spunând că nu exclude inclusiv varianta unei legi care să oblige la vaccinare, dar de-abia după ce se va face o discuție mai aprinsă pe acest subiect. Mult, Andreea, mai vedem câteva dintre declarațiile premierului, așadar, cel care, spunea și Andreea, face precizări în privința angajărilor la stat. Mesajul e clar, angajările se vor face pe bază de memorandum. Vrem să oprim angajările nebune, a spus premierul Mihai Tudose. Iată. Deci nu se va mai face angajări în sectorul de stat decât pe bază de memorandum aprobat în guvern cu justificare. Adică dacă vine ministrul apărării și spune, uite, mi-a terminat o promoție la liceul militar și va trebui încadrat, este ok. Dacă vine cineva și spune, am nevoie de patru medici la o secție într-un spital, este ok. Ceea ce încercăm să stopăm sunt angajările acelea nebune de sute de oameni pe posturi pe care nu le înțelege nimeni.